Sub sloganul Mândri că suntem români, campania Alianței PSD-UNPR-PCA prezenta socialdemocraților făgărășeni bilanțul anilor de guvernare, modul în care a funcționat guvernarea, dar și acțiunile acestor partide în Europa. De păcate, țara asta, nu știu cum se face, dar mai tot anul avem câte o campanie electorală. Dar dacă așa sunt regulile democratice, trebuie să ne supunem la acest oraș și trebuie să ne facem treaba. Sigur că nu este o campanie ușoară, e una dificilă. În anul acesta vom asista la finalul domniei președintelui Băsescu, cu toată camarina sa, vom asista la căderea, să spunem, a celor două partide, PDR și PNL, și, sigur, pregătirea pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. De altfel, aceste alegeri sunt foarte importante tocmai pentru că pregătesc alegerile din noiembrie. De aceea este foarte important ca dumneavoastră, care sunteți cei care ne reprezentați cel mai bine în rândul populației, să faceți un efort, să scoateți lumea la vot. Pentru că nu ne ascundem acum după Cereșcu, se spune în zicală populară. Lumea nu are încredere în politicieni și în politică. Din păcate spun lucrul acesta, pentru că parcă de prea multe ori s-a mințit în țara asta, s-au spus lucruri care niciodată nu s-au făcut. Deci, dumneavoastră aveți o sarcină foarte dificilă. Noi suntem cei care suntem cei mai expuși publicului datorită și mijloacelor mass media, dar dumneavoastră sunteți cei care discutați cu oamenii zi de zi și mai ales atunci când trebuie să meargă la urne. De aceea eu am încredere multă în organizația Făgăraș, că va face tot ce este posibil pentru a scoate oamenii la vot, a interna să vină la voi și a vota candidații Partidului Social Democrat. Este foarte important să avem oameni care să ne reprezinte cu cinste la Bruxelles. Nu pentru faptul că și-au ei niște salarii mari acolo, pentru că așa sunt salariile la nivelul european. Și noi am dorit să avem asemenea salarii. Din păcate, economia românească încă n-a ajuns la un asemenea nivel. Dar important este ca ceea ce se întâmplă acolo să fie și cu aportul europarlamentarilor români. Asta este lucrul cel mai important. Iată, anul trecut, noi am atras în jur de 4 miliarde de euro bani europeni. Am ajuns la 34% din 100%, de la 8% pornind din 2011-2012. Este un efort extraordinar pe care l-a făcut guvernul ca să aducă acești bani în România. Și anul acesta se fac eforturi pentru a aduce acești bani. Care unde sunt? Sunt în agricultură, sunt în societățile întreprinderile mici și mijlocii, sunt în IT, sunt în învățământ, sunt în spitale și așa mai departe. Deci acești bani se regăsesc în structura economiei naționale. Sigur că nu se prevede buzunarul cetățeanului, deși România a avut anul trecut o creștere economică de 3,5%, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, care a avut 0,7%, populația nu resimte această creștere economică în buzunar. Probabil că va mai trebui și anul acesta să obținem o creștere economică de tot la fel, 3,54%, ca să putem anul viitor să spunem, iată, în sfârșit, economia începe să se miște. Nu este ușor, după o criză economică de 5 ani, să pui o economie pe picioare. Este foarte dificil, dar cu toate acestea, iată că acest guvern, bărbat și de oameni cu experiență și de oameni mai tineri, au reușit ca anul trecut să aibă această performanță, mai ales în domeniul în care nimeni nu s-a așteptat. Rețineți că volumul exporturilor românești anul trecut a fost de 50 de miliarde de euro, cel mai mare volum din istoria acestei țări. Cu schimburile totale comerciale, 110 miliarde de euro, ceea ce arată că avem capacitatea necesară de a ne impune produsele românești pe piețele externe. Desigur că mai avem probleme cu crearea de locuri de muncă.
Toată lumea spune, zice, ați promis în campanie electorală 1 milion de locuri de muncă. Fals! Eu am făcut programul de guvernare. Acolo spune că facem 1 milion de locuri de muncă, dar până în anul 2020, așa a fost înțelegerea cu liberale pentru susținerea USL-ului. Și atunci s-a stabilit că 8 ani de zile putem să facem acest număr mare de locuri de muncă. Dar sigur, să uită aceste lucruri, liberale au ales calea independenței, să spunem așa, au ales să fie singuri. Sigur, noi am rămas la rândul nostru singur și a trebuit să facem un guvern cu DNR-ul. Poate că unora nu le place, dar nu au fost soluții foarte multe pentru a păstra totuși în echilibru politică România, pentru a păstra o continuitate, pentru a avea consecvență în actul politic. Sigur că ne creează o problemă în Parlament această structură a guvernului, în sensul că Parlamentul mare, 70% posibilitatea de a trece legile și hotărârile, și are posibilitate mai mică, 55%. Și oricând lucrurile pot să balanceze într-o parte sau alta. Dar cu toate acestea, facem eforturi ca lucrurile să evolueze în mod pozitiv în această țară. Sigur, nu în ultimul rând, spunea Mihai că am făcut câte ceva. Unii spun că n-am făcut nimic. Și e normal. Nu toată lumea poate să fie mulțumită de un politician. Unii îl înjură, alții îl apreciază. Însă am satisfacția că după aproape 20 de ani de politică, nu cred că există un obiectiv făcut în județul Brașov la care să nu fi adus contribuția. Cu puține mele eforturi, mai mici sau mai mari. Dar, în general, la majoritatea obiectivelor făcute în acești ani, le-am adus acolo. Și sigur că autostrada Sibiu-Brașov este una din cele la care eu am ținut foarte mult. Brașovul devine un nod care leagă Sibiu, Brașov, Brașov, Bacău, Brașov, București, Brașov devenind un centru, dacă vreți, un nod rutier extrem de important pentru România. Sigur, referindu-mă la Făgăraș, o să modernizăm, am luat decizia să modernizăm fabrica de pulpe de aici, sigur că cei de la Victoria au atras atenția că ar fi mai bine să o facem la Victoria, eu am visat pe Făgăraș. Aici este un loc mai bun de specialiști și aici o să dezvoltăm această investiție de peste 10 milioane de euro și în felul acesta dorim să facem o fabrică modernă pentru viitor. Și, sigur, mai sunt și alte proiecte pe care cu siguranță va trebui să le facem. Am venit prin Făgăraș acum, vă supărați, este un dezastru. Străzi de interioare vorbesc, nu pe șoseaua principală. Mihai a fost deștept, zice, hai să vă arăt cum arată cartierul. E o jale. Nu știu ce a făcut primarul, probabil a săpat acolo, să pună apă, granat, dar este un dezastru. Sigur, și acolo va trebui să ne preocupăm, prin Consiliul Județean, să aducem niște fonduri. Nu putem lăsa orașul așa desfundat, să spun. Deci, prin urmare, sunt multe proiecte pe care noi dorim să le facem, unele cu fonduri de la guvern, altele cu fonduri europene. De aceea este important să ne sprijiniți în aceste alegeri și este important ca rezultatul acestor alegeri să fie, dacă vreți, preludiul obținerii președinției României. Care, sigur, sperăm să fie a partidului, a reprezentantului Partidului Social Democrat și acela să fie Victor Ponta. Eu sper că veți fi alături de noi și împreună cu rudele, familiile, prietenii, îi veți îndemna să vină la vot alături de PSD. Alianța PSD-UNPR-PC mizează în alegerile europarlamentare din 25 mai și pe sprijinul organizațiilor social-democrate din Făgăraș și zonă. Mai mult se dorește o campanie curată și decentă. Vă salut și eu cu drag, vă îmbrățișez și ca de fiecare dată este o mare și o plăcere să mă aflu printre dumneavoastră aici la Făgăraș, printre membrii Partidului Social-Democrat de la Făgăraș, printre militanți și țin pe această cale, țin să vă mulțumesc
pentru tot devotamentul și toată munca pe care o depuneți în fiecare zi, în fiecare lună, pentru Partidul Social Democrat. Când mi s-a propus să preiau funcția de director de campanie, am zis, vreau în primul rând să văd cine candidează, să mă uit pe listă. Stimați colegi, dragi prieteni, avem pe lista Alianței Electorale a Partidului Social Democrat, a UNEPR și pe cei mai buni oameni. Avem oameni cu experiență, aici vorbesc de Cate Andonescu, ministru telecomunicațiilor, Dan Nica, Ioan Mircea Pașcu, îmbinată cu tinerețea, cu entuziasmul, cu dorința tinerilor. Și eu zic că avem cea mai frumoasă echipă. Pe listă mai avem doamna Corina Crețu, Cătălin Ivan, Viorica Dăncilă, Daciana Sârbu. După cum vedeți, avem niște personalități care la Bruxelles au vorbit bine despre România, au făcut lobby pentru România și au făcut toate demersurile ca nouă să ne fie mai bine față de ceilalți, de Monica Macovei, de Elena Băsescu, care nu au criticat această țară și nu au făcut nimic pentru ea. În al doilea rând, am făcut o analiză a Guvernului Ponta. Să vedem, putem să ne prezentăm în campanie cu ceva, cu realizări. Și, într-adevăr, am crescut pensiile, am mărit salariile, avem o creștere economică, școli, spitale, am redeschis spitale pe care ele au închis. După cum vedeți, miniștrii cabinetului Ponta, premierul, prin seriozitate, prin responsabilitate, a reușit să dea încredere și speranțe românilor și României. Dragi colegi, avem nevoie, eu, și am nevoie de forța dumneavoastră a fiecăruia, de implicare și de unitate, pentru a demonstra că în data de 25 mai, Alianța Electorală este pe primul loc, este cu un scor foarte mare, și să scoatem și candidatul la președinție și toamnă să ne bucurăm cu toții, pentru că avem un președinte și o să avem un președinte care să ne reprezinte pe toți, pe toți românii, cu care să ne mândrim. Avem nevoie de România puternică în următoarea perioadă, într-o Uniune puternică. Performăm în multe domenii. Suntem pe primele locuri în Europa în zone precum industria IT sau industria auto. Avem un sector agricol tot mai dezvoltat, avem o zonă de energie tot mai puternică. O nouă campanie, o campanie extrem de importantă pentru viitorul țării noastre, o campanie care va spune exact poziția în care se află România în prezent pe șichierul european. Cred că toți suntem conștienți că trebuie să mergem la vot, cred că toți știm că în funcție de rezultatele pe care noi le vom avea în acest moment, vom avea și o viitoare guvernare cu rezultate mai bune. Omul din Guvernul României care a făcut cel mai mult pentru județul Brașov și să știți că nu spun lucruri lipsite de substanță, nu vreau să laud o persoană